Românii din Slănic, Moldova au învățat cum să iubească istoria, geografia și resursele naturale ale orașului prin artă. Lecția le-a fost dată de artiști plastici sosiți din Brazilia. Experiența a fost unică și extrem de folositoare. Apa a fost tema de bază. O celebrare a apelor minerale și a resurselor pe care le avem aici și pentru lucrarea asta s-au folosit pietre de Slănic. Practic, artiștii brazilieni au arătat cât de utilă poate fi apa în artă. Au realizat astfel lucrări de sculptură, pictură și nu numai. Bogăția resurselor naturale de la Slănic, Moldova, i-a impresionat pe artiștii brazilieni. I arrived here in Slănic, Moldova a month ago for this amazing project in context. And when we arrived here, we went to see what the city has as a potential for the creation of our works of art. Artiști internaționali vin și lucrează într-un alt loc ca să poate face un schimb de culturi, de valori. În cazul ăsta e foarte special că să folosesc resursele naturale ca să facă lucrările respective și într-un loc atât de deosebit și minunat, se pare un dar pentru artiștii care vin. Fiecare artist din cei 6 a realizat câte 2 lucrări, la care a folosit exclusiv resursele naturale, ca apoi să fie lăsate în patrimoniul orașului. S-au simțit extrem de încurajați de felul în care au fost primiți aici și au fiecare dintre ei are mai mult de 2 lucrări. Astfel, în total avem un număr de 16 lucrări plasate în locuri neașteptate în stațiune. Pentru tinerii participanți la proiect, experiența a fost deosebită. Ne inspiră și poate fi considerat o lecție de viață această întâlnire cu artiștii brazilieni și ne deschide anumite căi, o altă viziune. Este o confirmare dată de acești artiști care au văzut toată lumea că trăim într-o zonă mirifică, într-o zonă unică în lume. Artiștii brazilieni au fost extrem de impresionați de bogăția naturii din zona Slănic-Moldova și deja și-au stabilit revenirea anul viitor.